Imaginile dezolante de pe malurile unor râuri, unde răsar peste noapte mormane de gunoaie, sunt tot mai des întâlnite în județ. În comuna Băcia, însă, s-au găsit soluții pentru a diminua sau chiar stopa acest fenomen. Administrația locală urmează să monteze 15 camere video de supraveghere în mai multe zone de pe râul Strei, pentru că, spune primarul de aici, foarte multe deșeuri ar fost depozitate de către oameni pe ambele maluri ale râului. Singura problemă care e depozitarea pe malul Străiului. Acolo ne confruntăm cu foarte multe probleme, motiv pentru care tot prin fonduri europene am accesat pentru montarea de sisteme de supraveghere cu alimentare prin panou fotovoltaic și avem în jur de 14-15 astfel de camere pe care le vom monta pe malul Străiului. Eu am încercat această chestiune în urmă cu un an și jumătate. Am montat-o în zona unde era cea mai folosită, să spun așa, pentru depozitare. Vreau să vă spun că acum e foarte curățat. O curățenie absolut nici măcar o roabă sau, nu știu, o plăsuță aruncată. Însă acele grămezi s-au mutat mai în jos sau mai în sus pe cursul apei. Dar cu siguranță le vom rezolva și acestea prin aceste camere pe care le vom monta. Acum este în licitație tot prin Programul Național de Redresare și Reziliență, este în licitație acest program care cuprinde sistem de supraveghere. Avem trei totemuri pe care le vom monta în trei sate din comună de informare a oamenilor. Sunt tot ce înseamnă dotările IT, mă refer la în cadrul primăriei, tot în acest program intră calculatoare, imprimante, tot ce înseamnă dotări IT vor fi reînnoite și pregătite să le folosim, că până la urmă asta e cel mai important.